legat dorul de mine ca chiciura de pădure. S-a legat dorul de mine ca chiciura de pădure. Chiciura s-a scuturat, eu de dor n-am mai scăpat, măi. Chiciura s-a scuturat, eu de dor n-am mai scăpat, măi. Dragostea ca norul, n-ar mai îmbătrâni omul. De-ar fi dragostea ca norul, n-ar mai îmbătrâni omul. Dar dragostea e ca piatră, nu s-așează, nu mai pleacă. Dar dragostea e ca o piatră, nu s-așează, nu mai pleacă. Foi verde să murlastră, mei cu dragostea noastră. Foi verde să murlastră, mei cu dragostea noastră. Ca o galopiță plastră, înflorită la fereastră. I-am florește dimineața, noi ne iubim toată viața. Florește dimineața, noi ne iubim toată viața. Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am regăsit și mulțumesc pe această cale, în primul rând, acestei fetițe care bate la porțile filmării și eu cred că va deveni o vedetă. Doamne ajută așa să fie. Vă mulțumim tare mult pentru că i-ați fost alături. Mulțumim din suflet și sănătate multă vă dorim. Cu drag. Să auzim ce spune juriul. Cornelia, te rog. Este extraordinar. Momentul a ieșit foarte frumos. Mie mi-ai plăcut mai mult decât la prima probă, am să spun foarte sincer. Ai fost, cred că te-a ajutat faptul că ai avut pe cineva alături și ai putut să te desfășori mult mai lejer. Cu siguranță. Vă mulțumesc frumos. Cu tot dragul. A fost foarte frumos. Mulțumim frumos. Grigore Leșe, vă rog. Dacă însoțitorul este cu educație de scenă, lucrurile sunt extraordinare. Dacă nu este profesionist ungherie, nu, să pierd. Nu strălucesc în cântare. Dar așa, uite, au creat un moment plăcut. Felicitări! Mulțumim! Mulțumesc! Nicurina, te rog! A fost foarte frumos. Tu trebuie să știi, să ai încredere în tine, pentru că ai un timbru foarte frumos și foarte special. Trebuie doar să înveți să te joci cu el. Îți doresc succes! Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Bogdan, te rog! În primul rând, ai tendința uneori, ceea ce e un lucru bun, dar mi se pare că se duce un pic prea mult, în a fi extrem de atentă la dicție, la un moment dat, că dragostea e lucru mare. Mm-hmm. Nimeni niciodată nu cântă chiar așa, mai ales în cântecul țărănesc. Adică mă duce cu gândul la soprană, la un moment dat, la ceva care e căutat. Și în al doilea rând, vreau să-ți mai spun și lucrul ăsta, ai văzut-o pe doamna Maria Văduva, câtă relaxare avea, cum se uita la noi, cum se uita la domnul dirijor. Cum spunea regretatul meu coleg Ghiță Coadă, contrabasistul, degeaba știi să furi dacă nu știi și de la cine să furi. E important și să știi de la cine fura și să știi și ce anume să furi, că și de la oamenii mai puțin bun decât tine ai ceva de furat, dacă ai abilitatea să faci chestia asta. Altminteri, cred că s-a spus tot ce era de spus. Mult succes, Alexandra! Mulțumesc! Mulțumim și noi! Succes la proba a treia! Ne vedem mai târziu!